Epilepsia nu are chip, nu are față, până când cineva cunoscut sau cineva drag o pățește. Și dintr-o dată e o curentare așa, un duș rece și spui, băi, cum se poate, cum în neamul nostru, în familia noastră, vai de mine, cum se întâmplă. Atunci dintr-o dată devii sensibil. Și atunci nu mai ești așa cu jumătate de spate, cum suntem deseori acum, de nepăsători. Și nu trebuie să fie cineva din familia ta ca să fii sensibil sau să asculți măcar treaba asta. Și hai să nu-i judecăm, să nu ne grăbim în a pune etichete. Pentru că oricum oamenii ăștia au viața grea prin frica, prin anxietatea, prin suferința în tăcere. Am întâlnit oameni minunați, oameni care, avocat, notar, medic, arhitect, strungar, vânzător, nemaipomenit de bijuterii, adică nu are legătură cu pregătirea, cu poziția socială, cu poziția academică, nici gând. Nici gând. Haideți să nu fim indiferenți. Noi suntem niște norocoși că trăim în orașele astea, București, Cluj, Mureș, Timișoara, Iași. E fain, trăiești în oraș mare, accesul la informații și la diagnostic și tratamente e la îndemână. Două telefoane, vă vede domn profesor, normal. Dar când stai într-o zonă din asta mai îndepărtată și mai subțire, de servită, nu ai accesul. Ce faci tu când copilul tău face crize noaptea sau dimineața când se duce la școală? Pe cine sunt tu? Nu ai. Practic asta a fost efortul pe telemedicină în epilepsie, care a reușit până în acest moment, greu, greuț, dar stă pe picioare și funcționează și vreau să mulțumesc și oamenilor și cei mai inimoși, cei care au sponsorizat eforturile și cu tipărituri, cu organizare de evenimente, cu aceste obiective. Da. Adică ne-am gândit și noi, am făcut anul trecut cross-uri și anul ăsta, 8 cross-uri, pentru ce le-am făcut? Adică, spuneam, banii obținuți din sponsorizări și din asta, ne ajungeau să cumpărăm un aparat. Știți, nu trebuie să facem cross-uri. Dar am explicat acestor sponsori și parteneri că vrem să facem un eveniment cu care să ducem vestea, că epilepsia nu-i bau-bau, că epilepsia nu-i contagios. Cu speranța că vor veni atâția participanți că vom strânge bani în un aparat. Anul trecut nu ne-a ieșit, anul ăsta ne-a ieșit. Și am reușit anul acesta, sfârșit de octombrie, început de noiembrie, am dat comanda deja pentru un video EG performant, minunat, compatibil cu România și cu țările cu mare experiență, îl instalăm în Brașov, ceea ce e nemaipomenit. Medicii din România care lucrează în această rețea sunt în general oameni tineri, în putere, în formare, cu acces la computer, vorbitori de două limbi străine. Se sfătuiesc între ei, ne sfătuim că medicina pare individuală, așa ca activitate, dar e sport de echipă. Și dacă nu ne descurcăm, întrebăm pe unul dintr-un centru universitar cu experiență din București, din Cluj. Dacă nu ne descurcăm în țară, întrebăm pe unul de afară. Frica medicilor, băi, că se ridiculizează, se bagatelizează actul medical. Nici gând, actul medical e același. Nu vorbim de telemedicină din câmp sau din stație de benzină. Vorbim de un cabinet în cabinet. Și inclusiv tineri medici care au șansa să crească gradul de profesionalizare, având acces și să schimbe opinii medicale cu oameni care de 30-40 de ani numai asta fac.